Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez bun venit la Bursa de Sănătate. Despre alimentație și mai ales despre excese vom vorbi azi în ajunul sărbătorilor de iarnă. Fastul pregătirilor și mesele abundente ne duc deseori către camerele de gardă ale spitalelor. Invitata mea de astăzi este dr. Dana Popescu, medic primar medicină de familie. Bună ziua și bine ați venit, doamna doctor! Bună ziua, bine v-am regăsit! De la bala spital, așa e aproape în fiecare an, din păcate. Până la urmă, ce mâncăm de sărbători? Sau trebuie să mâncăm ceva? Trebuie să mâncăm, bineînțeles, și să mâncăm așa, cu moderație din toate. Dar orice sărbătoare. Încă suntem în post. Asta zic, e precedată de o parte de post. De mâine începe abundența și dezmățul culinar. Exact. În principiu, posturile sunt destul de bine potențate în ceea ce privește partea de alimentație. Ții post cu legume, fructe și alte tipuri de alimentație care nu necesită proteină animală, dar la un moment dat apare peștele. Din punctul meu de vedere, nu cred că este cum să spun, un post atât de restrictiv. Este un post destul de permisiv, atunci, din motivul ăsta, atunci trecerea ar trebui să fie un pic mai ușurică. Adică avem destulă proteină din animale. Exact. Peștele este o excelentă proteină. Și a tot fost și chiar, din punctul meu de vedere, cred că chiar și dezlegarea la vin. Exact. A și ajutat foarte mult organismele care poate au necesitat bucățica asta de întrerupere în ceea ce privește partea de abundență de proteină animală. Dacă îmi zic proteină animală, nu mă refer numai la carne, da? Și o brânză grasă, lapte gras, tot ce înseamnă parte de proteine provenite, un exces de asemenea poate să dăuneze. Trecerea ar trebui să fie, să spunem, lent, adică nu e neapărat parte de abstinență, dar în prima zi 25, poate ar fi bine să nu ne năpustim, în ghilimele, asupra cărnurilor. Carne de porc. Carne, da, orice fel de carne. Cu preponderență, da. Carnea fumată. Stați un pic, avem și afumătură. Da, exact. Multă afumătură. Multă afumătură și multă slană, slăninuță. Multă grăsime. Dă furcă un pic stomacului. Practic, ține mai mult, stagnează mai mult în stomac și de aici vine și bucățica de partea de indigestie și partea de prin prezentarea la camerele de gardă. Dar știți că sărbătorile de iarnă sunt multe. Nu-i doar ziua de Crăciun. Bineînțeles. Sunt multe. 4-5 și tocmai de-aia am zis ca imediat a doua zi, 25, să nu se înceapă cu partea de afumătură și partea de șuncă, șunculiță, șorici și alte feluri de preparate. Deci nu e neapărat carnea de porc. Că pe masă se mai află și alt fel de carne, nu? Iar oricum carnea de porc, dacă ea este slabă, este ok ca și variantă nutrițională, deci nu deranjează cu nimic. Să vedem o masă de Crăciun, să ne imaginăm cum de arată. Crăciun și nu deci neapărat ce avem? Avem salata de băf cu multă maioneză. Asta vreau să zic, că nu e neapărat bucățica de carne Începem de porc. Începem cu aperitivul. Exact, cât cumulul din ceilalți factori. E bună maioneza aceea în abundență? Dacă nici la salată nu e... Orice lucru este bun dacă nu este din abundență. Dacă facem porțioare mici și variate din tot ce avem pe masă și ne sculăm de la masă nu împuibat cu acea senzație de să zacem pe deasupra, să ne facem siesta, atunci sigur nu pățim nimic a doua zi. Avem jumările. Vi le iau pe rând. Da, exact. Astea un pic poate ar fi trebui să treacă pentru a doua zi jumările cu șunculița și cu, cum îi spune, de porc. Urechea, coada, șoriciu. Așa, șoriciu, poate astea ar trebui să le ținem pentru 26 și 27 până reușim și mai obișnuim puțin stomacul să devină din nou la fel de... Așa ne spune doctorul. Acum eu zic să le luăm treptat. Mai există și varianta, de exemplu, să negociem, să luați câte puțin din fiecare și acea variantă să nu ne sculăm sătul de la masă. Și avem toba care e plină de gelatină. Cu ea ce facem?
mâncăm și din ea, dar, repet, o bucățică mai miticuță, că nu este o problemă. Deci nu e problema că se află toate aceste principii alimentare pe masă. Problema e în cele 12 ore din momentul în care ne trezim, cum le repartizăm pe parcursul zilei. Dacă, de exemplu, luăm dimineața niște principii gen jumări, șuncă sau altfel, care ne pot ține pe parcursul zilei, nu este o problemă. Și dacă le mâncăm cât de cât cu așa un simț, cu un bun simț, să spunem. Dacă le vom mânca seara, sigur, până a doua zi o să avem o indigestie, pentru că lăsăm stomacul ăla, noi ne culcăm și stați dăm un pic, că n-am ajuns la felurile principale. Păi nu, de asta spun, depinde cum le potențăm. Avem cârnații. Pe parcursul zilei. Cârnații afumați. Cârnații afumați foarte bine vor sta bine la prânz. E bine așa. Să-i prăjim sau e bine să-i mâncăm cruzi? Nu, ca și un crosciuto. Dacă s-a afumați, nu știu, întreb. Da, dacă așa, de în deshidratați. În felioare subțire, atunci, dacă sunt afumați și mâncăm cruz, deci atunci dintr-o dată porțiile ne sunt limitate. Dacă vrem să-i pregătim într-un fel, am putea să-i pregătim foarte bine în cuptor. În cuptor nu să-i prăjim, sigur fără că să-i da. Prăjim, fără nimic, în sucul propriu, fără să mai adăugăm noi o altă grăsime. Care niște untură de preferință. Niște untură că... de preferință. Atunci, sigur, o să facă o bombă calorică. Să zicem că am făcut și am încălcat toate regulile, trebuie să le ajutăm într-un fel, nu? Și atunci o să luăm niște enzime. Nu niște vin? Niște enzime. Niște enzime care dar să ne ajute. Dar știți că nu avem enzime pe masa, dar de Crăciun putem, și de Revelion. Le putem avea în geantă. Niște vin. Ce facem cu vinul? Vinul, poate și băutură tare, țuica, la români, țuica este așa. Care poate fi băută înainte de masă ca hipoglicemian, ca să poată să-ți facă poftă de mâncare, deci să mănânci cât mică, mai mult. Da? Ca să mănânci un păhăruț de țuică, e bună înainte. Un păhăruț de țuică, 50 de grame, nu deranjează. Chiar poate fi uneori folosit, de exemplu, partea de tărie ca și digestiv, dacă e o băutură mai fină. Putem să bem și după, să ne ajute într-un fel la digestia principiilor alimentare. Și o țuică mică înainte de masă, n-a de voie doctorul. De da, fără așa. Început moment, 50 după de grame. Mergem și la vin, că fără mergem vin nu și există. La vin, un pahar, două de vin de care? Roșu. Vin alb, vin roșu. Vin roșu, pentru că în sec, principiu dulce. Depinde fiecăruia de gustul pe care îl are. Dar nu le amestecăm cu suc, cu băutură carbogazoasă? Cu sau băutură cu... carbogazoasă, să nu amestecăm, cum îi spune, tăria, în general, și cu băutură dulce carbogazoasă, pentru că absorția ei la nivelul celulei hepatice va fi mult, mult mai mare, cum de altfel este tendința, nu o Fanta cu ceva. Deci nu tărie. Punem în tărie. Suc. Nu punem suc pentru că are tendința de absorbție mult mai rapidă. Dar știți că în Transilvania, nu știți, dar vă spun eu, nu se bea palinca cea tare de sărbători, se face un caramel din zahăr și se pune palincă și se bea și apă. Se pune și apă ca să fie... Și atunci e un soi de lichior care este aromat fie cu chimen, fie cu mentă. Nu știu, e bine, e rău. Bănuiesc că e varianta românească de lichior. Poate ar fi bine să fie brevetată către UE, mă gândesc. Asta se bea caldă, pentru că iernile sunt mai geroase în Transilvania. Se bea caldă și nu se bea varianta pe care o știm noi. Ei spun verde. Varianta... În principiu nu cred că are de ce să fie rău, că probabil e făcută din produse naturale. Repet, orice alimentație... Deci puțin zahăr caramelizat, v-am spus, exact. E cu apă pentru că e prea tare, ei nu beau, să știți, atât de tare. Aici se bea în zona o travă. Am înțeles. Nu, deci eu... Dar nu se bea doar un pahar. Aici, asta, repet, că bine ar fi fost, adică orice avem în zona asta de 25, începând cu de-a doua zi cu Crăciunul și până după Sfântul Vasile, nu? Da, da. Chiar până de lumea Sfântul începe Ion. De astăzi, din ajun. Exact. Din exact. Ajun până după 6 ianuarie, să până pe 8 ianuarie. Treptat, da? Mai ales cei care au ținut această parte de post, înceapă treptat, încetişor, ca până la pe 7 ianuarie să reușim să aducem și noi corpul, nu la un normal. Iar dacă nu reușim cu puțină, să zicem, abstinență în ale Crăciunului, există varianta ajutătoare cu niște enzime pancreatice, cu diverse alte medicamente care să ne ajute să trecem mai ușor și pe care bine ar fi să le avem în casă, nu ne încurcă cu nimic, nu putem să facem nimic greșit. Le obținem ușor din farmacie, pentru că nu se dă cu prescripție, dar oamenii cam știu care au probleme exact. Și le cumpără. Bun, și mai ales cei care să știu cu probleme cu stomacul, cu probleme cu fierea, cu vezica biliară, bine ar fi să țină cont de
de sfaturile cât se poate. Acum, diabetici, bineînțeles, să nu dea aman dulciurile de Crăciun, acum cozonac, torturi, pască și alte bunătăți. Se face și pască de Crăciun? Cred că da. Da? Cred că da. Budinca aceea. Budinca. Budinca care cu se face și la Paști și la Crăciun. Și de Crăciun se face. Și cozonacul, sigur, este. Cozonacul, iar da. În Transilvania, prăjiturile. Multă cremă, da, din abundență. Și știți ce mai e? Mai e sarailia. Acea baclava românească. Da. E foarte bună, da, sigur. Da, da. Dar depinde cât mâncăm din fiecare. Însă sarmalele, pentru că eu am rămas tot la masă. Tot la masă. La felurile Tocătură principale. Deranjează în principal un pacient. Asta după care... ce am avut și cârnați, și tobă, da, și bleber, și cum acum, se mai... Eu nu cred că trebuie să le mâncăm pe toate în aceeași zi. Da, se mănâncă pe toate. Ele sunt puse pe masă, dar luăm puțin tel când din fiecare. Adică prea multă tocătură în general deranjează clar stomacul, o tocătură iute, o tocătură condimentată, ajutată și un picuț de parte de tărie, poate deranjează și în afară de pacientul cu o gastrită, cu un ulcer, cu o boală de reflux și cel care are și patologie în sferă rectală, da? Un pacient care are niște hemoroizi, iar poate fi deranjat de partea asta condimentată de asemenea. Deci fiecare să știe exact boala pe care o are și sensibilitatea ca să se poată feri. Deci trebuie prudență, asta un pic am de reținut. Prudență și un pic de cunoaștere până la urmă, că acum dacă tu te știi că ești un pacient care ai o patologie digestivă, de ce ai vrea tu ca să mănânci și să-ți dai peste cap fierea bila, să faci o dischinezie biliară? Ei, nu știu de ce ai vrea, dar se întâmplă se acest întâmplă, lucru deseori și a doua zi avem probleme, ne doare capul. Și ce doare facem? Capul? Că, în primul rând, suntem mahmuri. Ce se întâmplă? Cum ne dregem? Niște simptomatice și cu hidratare foarte bună a doua zi, ca să putem să trecem peste, să zicem, în ghilimele, sindromul migrenos de care suferim. Trebuie să mâncăm dulce, acru? Nu, spune medicul. Trebuie să mâncăm o supă, eventual. Și care are proteină și ne și hidratează. Deci să ne hidratăm, în general, foarte bine. Dar borșul funcționează? Că știu că supele, ciorbele acre... Borșul funcționează pe aceeași chestiune ca și sărurile de rehidratare, având în el diverse principii, plus că mai fiind făcut din tărâțe, e un ușor pansament pentru stomac și practic cruță stomacul de la partea asta de digestie foarte, foarte greacă. Practic, ce bine să bem a doua zi jumătate de pahar de borș. Nu, o ciorbă, să zicem. Cu făcută borș, cu borș. O ciorbă nu făcută borș cu... gol. Că nu borș mai... gol. Nu, nu cu polonicul la borcanul de polonicul, borș. Exact. Iar cei care, repet, au probleme digestive, uneori borșul deranjează și ciorba deranjează. De asta, poate a doua zi, dacă te știi că ai astfel de probleme, bine ar fi să ai și o supă pregătită sau eventual dar o parte borș, de legume. Dacă ai probleme, nu cu borș, nu cu borș și nu fiertură de carne, în general, sau tot ce înseamnă parte de asta de rântaș cu ceapă făcută pe foc, pentru că clar ne irită stomacul. Dar zeama de varză, pentru că și asta se ia de obicei, se bea cât un pahar cu zeamă de varză. E bine, e rău? Eventual. Mă gândesc dacă ești un hipertensiv. Dacă e un hipertensiv, la fel, din aceeași categorie cu sarmalele, de varza murată, te ajută foarte mult. Nu, în principiu nu. Nu este în regulă să consumi așa ceva dacă ai astfel de patologie. Dacă nu ai nicio patologie și ești bine mersi și știi că tolerezi astfel de alimente, fără nicio problemă. Dacă ea este asociată, să zicem, paharul ăsta de zeamă de varză cu carne, bine mersi. Nu? Sunt niște principii care pot fi asociate. Mi-ați spus de rântașuri de ceapă prăjită, păi sarmalele cam așa se cam fac. Cam așa sunt făcute, exact. Tocmai de asta cei care sunt cu ulcere și cu gastrite, mai cu frână. Mai în loc de, că negocie mai, că dacă ție îți place, ai fi vrut să mănânci 4, mănâncă și tu 2. Dar e bine să umanizăm puțin, adică să ne gândim asta, să gătim altfel. Să gătim altfel. Poate că ceapa putem să n-o prăjim. Poate că, eu știu, carnea nu trebuie să fie cea mai grasă sau nu mai sunt bune, sau eu știu, suntem frunzele obi... din... putem să le ținem să în apă călduță și apă, în apă... Că atunci se vor modifica și gusturile. Și atunci nu vor mai fi la fel de gustoase și noi, cum suntem obișnuiți cu un anume gust și o anumită tipologie în partea asta de Crăciun, de asta, din punctul meu de vedere, e mai ușor să negociezi tu cu tine însuți sau însăți, depinde în ideea de
Măi, dacă mi-ar fi plăcut să mănânc un cârnat sau doi sau trei, hai să le fac la jumate ca să mai îmi intre și o sărmăluță și atunci Bun, e mult mai sarmalele ușor. cu smântână sau fără smântână? Sarmalele după gust, acum, ca să zic așa, în principiu fără smântână, că ne încărcăm și mai mult partea de stomac și forțăm un pic fiera să emulsioneze smântâna, să lucreze mai mult ca să facă mai multe sucuri și să ajute la digestie. Că practic așa ne forțăm organismul. Nu, practic îl epuizăm. Dacă noi încărcăm un stomac cu toate principiile de care ați pomenit și de care vreau să vă spun că deja sunt, mi-este foarte foame, nu vom face decât să ducem la epuizare celulele din stomac să secrete cât mai mult acid clorhidric. După aia ele rămân săracele, rămân setate. Secretă și după aceea avem arsurile. Fierea la fel, să secrete cât mai mult suc biliar și tot așa. Și Hai. pancreasul, nu mai zic. Deci, iară, atenție mărită la partea Cine de suferă pancreas. cel mai mult? Suferă pancreasul. Pancreasul, Bun, exact. am ajuns la friptură. Eu sunt fidelă mesei. Friptura care vine însoțită de cartofi, de obicei, sau orez, dar de obicei cartofii Nu știu sunt. cine ar putea să mănânce toate așa în cele 12 ore de când ne trezim de la ora Credeți-mă 9, că 10 și sunt cartofi și toate. mulți Probabil, oameni care da, mănâncă care le toate, mănâncă pe toate. toate. Da. Deci, fie cu piure, fie cu cartofi prăjiți. A, piureu deja e un moft, cred că cu Da, cred că cartofi este un moft, prăjiți cred că e cu cartofi și prăjiți, da. murături. Ei, ce facem cu acest fel? Scoatem cartofii, rămân numai murăturile cu carnea. Murăturile ne ajută. Murăturile ne ajută, sunt ok, sunt în regulă și ca și combinație între ele, la fel cum ziceam, zeama de varză și cu carnea, de exemplu. Nici cartofii, dacă ei în prealabil sunt fierți și decât dați într-o baie de ulei, care, bineînțeles, atenție, îl schimbăm de fiecare dată pentru că sunt substanțe nocive care se descompun și care nu fac altceva decât să fie absorbiți de Nu le ceilalți. folosim Nu le uleiul, folosiți sub ulei. nicio formă, le aruncăm Îl imediat ce aruncăm l-am folosit. într-un bidon și îi chemăm pe aia care reciclează, că dacă l-aruncăm în chiuvetă, iară facem o altă chestie. Deși nu știu, că chiar sunt foarte curioasă, cam așa, măcar pe stradă, să întrebăm 5 oameni, câți din ei își pun în sticle, în peturi, să zicem. Uleiul? Da, ca Păi și baiat. poate dumneavoastră, Eu dar... de-aia zic, câți din ei fac chestia asta? Mai nimeni, E da. bine că Dar știți că măcar... există. Există care îți vin acasă gratuit și ți le iau ca să... Și pur și Ca să simplu fie ecologist, ca să nu? fie, da. Cât de Și cât, cât de cât să acolo, cât ajuți putem. mediul cât se poate, Putem. să nu se întoarcă, că până la urmă pe aceea este să reciclează și se Da, întoarce tot la și e noi. destul de greu era Decantat, da. decantat. Erau chiar câteva reportaje pe partea de asta de Discovery la un moment dat. E Și bine asta. să știm, să nu mai aruncăm Da. uleiul. Păi să știți că sunt, uite, pe partea asta sunt reclame. Să știți, în tot ce înseamnă parte de eco, deci de parte de refolosire, de reciclare, sunt o grămadă de reclame. De ce n-ar putea să fie și în parte de prevenție? Da. Deci ei își fac partea de prevenție în partea de natură. Poate și noi o să fim ajutați la un moment dat sau să ne ajutăm singuri până la urmă, că poate și noi greșim, Acum am să mă fiu gândesc. cinică și vă Ziceți, spun că la un ziceți. moment dat ne vom reîntoarce cu toții, cu totul la natură și Da, și atunci atunci lucrurile partea se rezolvă de alopată. la sine. Ei, a, în ideea, da, e o într-adevăr. chestiune naturală, Da, acum am înțeles în ce să vă partea. spun. Bun, deci nu mâncăm cartofi, mâncăm doar friptura și murăturile. Pot fi mâncați un cartof natur, de ce să fim chiar așa Nu de... reutilizăm uleiul pentru Da. că nu-l refolosim, pentru că poate deveni extrem de nociv pentru sănătatea noastră, dar untura nu e mai bună dacă este untură făcută în casă, din porc făcut în casă, Cred că este cam decât în acea... uleiul acesta rafinat iarna, când totuși e frig. În ideea, dacă am trăit la Polul Nord și să mâncăm, să fim... Nu. Principiul ne ajută să trecem mai ușor peste partea asta de frig, dar ca și încărcătură grasă exogenă, ceea ce băgăm în gură, s-ar putea să ajutăm foarte mult să ne crească colesterolul în Dar principiu. Și atunci, crescându-ne colesterolul, știind că avem două bucățele, unul rău și unul bun, să-l ajutăm să se depună foarte, foarte bine pe vase. Mai ales că de la naștere, din momentul în care ne naștem, începe să se depună colesterol pe vase. Și acum, funcție de bagajul fiecăruia.
Bine, noi tot vorbim de carnea de porc, dar da. Tot în Transilvania sunt gâștele, nu? Care sunt la fel de, grase și la fel de dăunătoare pentru sănătate. Exact. Nu neapărat carnea de porc și este... îndopată bine înainte de a fi tăiată, sunt o bombă calorică. Și stresată și să-și elimine un anumit hormon, în general, în carnea respectivă. Deci nu e neapărat carnea de porc care este grea, să zicem, în ghilimele, în momentele acestea de sărbători, cât asocierile pe care noi reușim să le facem și mai ales pentru cei care au avut această perioadă, o săptămână, două, fiecare cum a putut și cum a dorit să țină până la urmă, excesul, da? În principiu și orice alt regim pe care noi l-am ține, nu e bine să mergem așa către parte de extrem. Da? Dacă ții un regim, să zicem, fără dulciuri, acum ești nefericit, nu? Dacă nu mănânci dulciuri. Eu mă gândesc că un picuț de dulce acolo, cât să-ți crească endorfinele, poate ar fi... Ca să vedeți cât de puțină trebuie ca să fim fericiți. Da, deși gonim după dulce. Fericire... Exact, și nouă ne trebuie o bucățică de ciocolată. Este, până la urmă, e aproape ridicol. Cât de puțină trebuie ca să fim fericiți. Dar, apropo de dulciuri, am ajuns la desert. Eu deja am înghițit în secret că toată emisiunea... Și aici avem cozonaci, torturi și ce mai sunt pe masă. Saraie și plăcintele. Și le mâncăm pe toate? Dacă sau am putea, câte, da. Un pic din câte un toate. Pic din, câte un pic din fiecare și dacă reușim să facem asta până, hai să nu zicem un 7, că suntem în seara de Crăciun, dar un 8 așa, de până la 8, putem să trecem și noi pe, mai mult pe parte de regim hidric, să zicem. Adică de la 8 să nu mai mâncăm, de la 8 seara. De la 8 seara bine ar fi să nu mai mâncăm, să degustăm un vin roșu până la urmă, că și ăsta e un digestiv, nu? E aliment. Un coniac, e un aliment, un coniac, da? Ca să putem să-i lăsăm răgaz, practic, stomacului, să digere și tot ce înseamnă părții digestive, să-și absorbă și el principiile de care are nevoie. Dacă dar... spuneți un coniac, vă referiți la un pahar? Mă refer la 100 de grame, da? Maximum, maximum, da? Că pe toată ziua am mai luat 100 de țuică și încă două pahare de vin, mă gândesc eu. Și eventual, acele vizite, știți că stăteam și mă gândeam că toată vizitele între rude, până la urmă aveau, mă gândesc eu așa, ca și substrat, deplasarea pacientului. Încă se mai întâmplă, exact, ca să nu stai lasată, să... mâncarea se digera într-un fel mai bun. Da. Și prin, și prin ger până la urmă, da, da, dintr-un exact. Loc în altul, mers ca pe jos, energie. Colindat în sine, care înseamnă... Exact, vedeți că până la urmă ajungem la o parte de simbolistică, așa, ca și... Și care înseamnă un mod de viață sănătos. De viață sănătos. Și da. Fără să vreau, că tot vorbind de desert, m-am gândit la Crăciunul de altă dată, când aveam nuci, care sunt niște antioxidanți extraordinari, foarte buni. Asta se mânca înainte, nuci. Foarte bun. Mere. Stafide, iară. Stafide. Iară, la fel, niște antioxidanți. Pere uscată, prune uscată, cam astea. Asta, care sunt digestive, pere uscate, erau prune uscate. Exact, exact. Bunicilor noștri. Cafeaua. Și rare ori o prăjitură. Nu, da. Nu erau toate lucrurile acestea. Cafeaua, nu știu. După alimentație, în ideea, tot așa ca și parte de antioxidant. Deci e bună cafea, e pentru bună. Digestie. Pentru, neapărat, da, pentru digestie în ideea că are această încărcătură de antioxidanți, la fel ca și, să zicem, strugurii, ca și vitamina C, te ajută. Ajută un pic celula, practic, ca și motor, ca și parte de energie. O revigorează. Revigorează cafeaua, de fapt, în general. Cum revigorează cafeaua, da. Așa face și la și nivel celular, exact, după ce exact, da. Mâncăm... Da. Una, nu două. Cană mică, nu foarte mai. Exact. Mâncăm toate aceste lucruri. Deci, acum, haideți să vedem ce ar trebui să facem și ce ar trebui să mâncăm dimineața. Ca să știm, dimineața, e clar, nu începem cu maioneză. Ce ar trebui să mâncăm, să avem un mic dejun, chiar un mic dejun festiv. Un mic dejun festiv, poate ar fi bine să începem cu acele, în ghilimele, porcării care sunt pregătite în ziua... În ziua, adică toba? O tobă, un lebăr, eventual o jumară, o, ce mai avem? Cu fructă, cu legume, sau murături? Cu ce? Asta e, cu murături, ca să le putem digera și să le avem pe tot parcursul zilei. Așa. Și
cam atât, sau eventual o piftie. Deci cam astea care ar fi porcării, ar cam trebui să le mâncăm de dimineață, ca să-i lăsăm organismului timp. Bem cafea, ceai. Mă îndoiesc că bea cineva un ceai în ziua, dacă e bolnav, știți cum e, ceai pentru un bolnav, nu. Bem o cafea, da, și ne putem retrage, repet, cu prânzul, oricum ăsta, micul dejun în ziua de Crăciun, oricum se prelungește, devine într-un soi, un soi de brunch, un soi de între micul dejun. Deci să nu vă uitați ideea, pentru că vom merge la prânz abia după o pauză de publicitate. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitata mea de astăzi este doctorița Dana Popescu, medic primar, medicina de familie. Doamna doctor, am vorbit în prima parte despre cum arată în general mesele noastre de Crăciun și am rămas la prânzul ideal pe care ar trebui să-l mâncăm în timpul sărbătorilor de iarnă. Deci am înțeles, la micul dejun mergem pe porcării, pe puțin, eu știu, puțină tobă, lăbăr, ce mai fi pe acolo. Pregătit. Și după aceea ne ducem la prânz, când ce am putea mânca? La prânz bine ar fi să începem cu o ciorbă, ca să mai umplem un pic stomacul și să ne mai tai o ciorbă de porc, de obicei se folosește. O ciorbă de porc, o ciorbă de vită, o ciorbă de carne. Care o facem cu borș, cu lămâie, cu orice, nu? Cu borș, în principiu. Lămâia e un pic mai irritantă pentru stomac. Borșul fiind întărâțe, fiind natural, e mai, să zicem că necruță un picuț cât poate să cruțe stomacul din regiunea asta. Iar apoi putem să alegem, eventual, la prânz, să mâncăm partea de tocătură, o sarmaluță, un cârnat, da? Pentru a lăsa pe mai târziu, bineînțeles, sezonate la final cu un pahar de vin roșu, ca să, la fel, să ne ajute puțin la digestie, lăsând spre seară partea de friptură. Este mult mai ok, să zicem. Deși poate uitați ar fi bine, cum am împărțit masa în trei părți. În trei părți, bineînțeles, cu dulciurile între, să zicem, da? Cu adică dulciurile, gustările, cozonacul folosim sau prăjiturile pe post de cele gustare. cele două gustări pe care am putea să le luăm. Sunteți exact bune la casa omului, faceți economii serioase, deci nu trebuie toate puse deodată, bineînțeles. Așa ar trebui să mâncăm și să arată, ca să ne putem bucura, practic, de toate sărbătorile, începând cu 25 și terminând cu 7, că dacă facem din prima un exces, eventual nu o să mai putem să ajungem până pe data de 7 ianuarie. Sunt lungi, sunt ceva. Acum, haideți să vedem ce ne afectează și să vorbim, pentru că nu vom ține. Da, bineînțeles. Sunt puțini care... Sunt ferm convinsă. Vestea bună este că vorbeam în prima parte, trecerea de la post la, eu știu, alimentația bună, oamenii care postez din vocație, nu de dragul de a posti, sunt și echilibrați și atunci au un echilibru al lor și lucrul acesta se rezolvă cu excesele de orice fel. Și mergem la abuzul de dulciuri, care sigur că ne sancționează silueta. Cu un kilogram sau două, până la urmă n-ar fi așa o tragedie, că după, în ianuarie, reușim să le dăm, că intrăm în ritmul alert al serviciului. Ne ducem la serviciu și stresul ne ajută să slăbim. Nu neapărat, dar și frigul de afară, mișcarea, poate ați remarcat că sunt foarte pline toate ce înseamnă partea asta de patinaj, sporturi de iarnă pe care le practicează suportile, sunt pline. Deci eu trag concluzia că lumea merge foarte mult să facă un sport. Nu? Deci să facem schi, să facem chiar săniuș, să mergem la patinaj, să ne bucurăm de iarnă, varianta, și atunci putem și mânca. Putem și mânca, bineînțeles, și există și varianta și aici în București, nu? Sunt o grămadă de magazine care practic ajută sporturile de iarnă, de ce nu? Și patinoare, sigur, parcurile care sunt și alea în aer liber, bineînțeles, fără nicio problemă. Copiii n-au nicio problemă. Dar și adulții. Și am văzut și mulți bunici pe patină cu nepoții lor, ceea ce e foarte frumos. Și atunci partea asta cu mâncarea, deci înseamnă că nu o să deranjeze foarte mult pe cei care au postit, cum spuneați dumneavoastră, că într-adevăr poate au un echilibru și reușesc să-și tempereze puțin, ci până la urmă tot pe cei care sunt gurmanzi.
tot ei ajung și... Ajung la camerele de gardă ale spitalelor. Exact, un om care este conștiincios și să știe cu o anumită patologie, ei, aici, încearcă din să câte știu eu, inima și ficatul sunt afectate de alimentația grasă. Haideți să vedem cardiaci, pentru că avem slavă Domnului, avem cardiaci, eventual. Da, și cât ar trebui să fie de prudenți și ce ar trebui să-și gătească. În principiu, la cei care sunt cardiaci, ne referim, să zicem așa... Cardiacii de obicei sunt și hipertensivi. Asta vreau. Mergem în zona aceasta. De hipertensiune. Să evite, dacă ar putea, partea cu murăturile ar fi ideal, deci... Pentru că au un concentrat mare de sare, efectiv, luată tensiunea, inclusiv de alcool, că le fermentează, nu? Și atunci dacă fermentează, da, e clar că au și partea cu sarea, că se pune cu lingura, se pune sare la murături. Fel, asta e rețeta, așa se conservă. Și chiar luată tensiunea, unul care are în mod normal 14,9, a doua zi are 17, deci luată tensiunea, a venit la cabinet. Și mi s-a spus că am mâncat sarmale cu varză murată sau... Sau salată de varză murată. Sau salată de varză murată. Deci poate ar trebui să evite genul acesta de alimente. Sau și... castraveți, acri, gogoșari. Exact, tot ce înseamnă parte de murătură, parte de varză și sărmăluțe. Ce ar putea să facă? Arde iute, putea... poți să mănânce? Nu deranjează în principiu. Nu deranjează. Nu deranjează, altă patologie deranjează. Deci asta ar putea eventual să desfacă sărmăluța și să o mănânce. Dacă să arunce foaia de varză, exact, sigur. Dacă vrea neapărat să mănânce. De asemenea, sau poți să facă cu foaia de varză dulce. Până cine, la urmă. Da, cine care sunt da. Foarte gustoase. E mai complicat, v-am spus, să schimbăm un gust alimentar decât un pic să punem în frână. Părerea mea, că știu nu poți să dai o casă după tine. Transilvania, în Banat, e o mâncare, sunt sarmalele care se fac vara, de obicei se fac cu varză dulce, adică pentru ei n-ar fi o problemă să folosesc, că-și pun niște da, verze da. La care stau foarte da. Bine și folosesc varză dulce la sarmale. De asemenea, un pancreas, să zicem, care e obosit, sau dacă tu știi că ai niște trigliceride crescute, bine ar fi să n-ai un boom de masă, că în general pancreasul are de suferit în momentul în care ai o masă copioasă. Da? Masa copioasă care e clar la fiecare din cele trei mese principale ale zilei, în data de 25, 26, 27, obligatoriu ai aceste trei mese copioase. Poate ar fi bine să ai o singură masă mai copioasă, restul să fie niște gustărele și, evident, să ajuți într-un fel pancreasul cu acele principii enzimatice pe care le poți administra după fiecare masă, două comprimate de orice fel de enzimă pe care tu o găsești pe piață. De asemenea, mai poți ajuta partea de digestie cu fibre, da? Când zic fibre, mă gândesc pâine, la pâine, la exact, cereală. La pâine, pâinea să nu fie albă, de asemenea, nu va mai suferi pancreasul, că o pâine albă îmi crește trigliceride. O pâine integrală, de obicei. O pâine integrală, o pâine neagră, o pâine cu semințe, care mă ajută și mătură într-un fel. O feliuță de pâine, prăjită exact. Sau proaspătă, cum... Depinde cum tolerează stomacul respectiv. Dacă se știe că o problemă de stomac, poate ar fi bine să mănânci o pâine prăjită. Că sau mai veche, nu chiar proaspătă. Sau mai veche, nu chiar proaspătă. Ca să nu mi fermenteze și să nu se baloneze persoana respectivă. Dacă ne știm cu o problemă hepatică, de exemplu, la fel mesele copioase și grase. Mesele copioase și grase, la fel pot da peste cap o fiere, da? Și, în general, combinația dintre ele. Nu e o masă copioasă care ar deranja pancreasul, o combinație între ele. Cum spuneați dumneavoastră mai devreme, o sarma grasă cu nițică smântână. Face foarte, foarte mult sare biliară, să zicem așa, săruri biliare, pentru a ajuta la emulsionarea grăsimilor care au fost făcute, care au fost introduse. Și atunci, practic, tu seci ficatul ăla, sărurile biliare fiind, bineînțeles, secretate de ficat. Da? Bila aflându-se sub ficat, el trage, practic, și pune foarte mult la muncă celula hepatică. După ce a fost digerată, iară toată grăsimea aia trece prin ficat, el fiind, practic, decantorul nostru, nu? Care ne ajută la absorbirea anumitor principii alimentare alături de colon ca să se distribuie în organism exact cum ne trebuie. De asemenea, cei care au o patologie gastrică, da? Și când zic patologie gastrică, mă refer inclusiv la boala de reflux.
Adică îți vine înapoi lichid. Îți vine înapoi, ca să da, acea înțeleagă siestă, lumea despre exact, ce e vorba. Exact, îți vine înapoi lichid, iar acea siestă poate sar peste ei, peste ea. După ce ai mâncat, nu te tolănești, stai și tu în fund ca omul și îți bei acea cafeluță care, în principiu, ne irită esofagul și stomacul, dar măcar dacă o bem în cantități mici, o mai diluăm cu un picuț de apă, da? În general, dacă avem niște arsuri, putem să bem și puțin tică apă să mai diluăm un pic din sucul ăsta. Da, aici mâncăm iute, mâncăm ardei iute, aici că ardei iuții, ardei iute, iar... Nu mâncăm tocătură. Nu știu cum reușim să evităm tocătura în ziua respectivă. Decât o suferință mare, mai de bine evităm tocătura. Exact, sigur că și da. Mâncăm un grătar, da? Cei care pot inversa puțin principiile alimentare și pot mânca la prânz un grătar de porc. Nu deranjează cu nimic carnea de porc, nu este grasă dacă este un cotlet și putem să-l punem foarte sau bine. Sau pulpa care stă slabă, exact. Depinde de ce parte alegem a porcului. Exact, un piept de porc cu siguranță ne va face rău. Nu deranjează cu nimic dacă este carne de porc și dacă este preparată cum trebuie, un grătar sau la cuptor. Da? La cuptor și grătarul sunt ideale. De asemenea, la cuptor merge și cu cartoful lângă el sau niște cartofi naturi, niște cartofi fierți la aburi. De asemenea, adică putem să găsim o variantă în care să ne și satisfacem gustul din ziua și tradiția până la urmă, că noi așa suntem mai tradiționaliști, de fel trebuie neapărat să le îmbinăm pe toate, e ca foarte să simțim, bine să avem să tradiții, simțim sărbătorile. Așa să e un le popor simțim. Sănătos, în principiu. Da, ca și variantă. Ce ar mai putea noi să... Merele, ce rol au? Eu tot simt la mere, pentru merele, că merele și nucile erau mere coapte, apanajul de sărbătorilor exact, de altă merele dată. Coapte. Vedeți, dacă cu scorțișoară, cu scorțișoară. Sunt foarte bune. Scorțișoară antioxidant. Mărul copt ajută la ăla care are probleme în sferă digestivă, este regim de cruțare. Orice pacient care a suferit o intervenție sau o afecțiune în sferă digestivă... Înlocuim tortul cu un măr copt. Cu un măr copt cu scorțișoară. De altfel, ca și principiu alimentar, el ajută și bebelușul, că practic așa îl începem și cu bebelușul, un măr copt. Deci e clar că este un ca un pansament, da? Nu e foarte greu de digerat ca și variantă. Noi tot am vorbit în măsile de Crăciun, dar am uitat de copii. Copiii mănâncă toate aceste lucruri. Mănâncă, stau la masa de Crăciun cu noi și un copil poate să mănânce atâtea lucruri, pentru că îl mănâncă, probabil nici nu va avea probleme digestive, dar e sănătos, va întreba pentru sănătatea lui. De la 4 anișori mai în sus, 5 anișori, poate putem să-l lăsăm. Tot ce e sub 5 anișori, acea variantă cu mănâncă de toate, pe care eu personal nu o îmbrățișez deloc, bineînțeles că lui, dacă îi pui de la 7 luni un șnițel în mână sau îi dai o ciorbă de porc sau o carne, așa mult făie și el și treptat învață să mănânce. Nu e bine. Părerea mea și este și certificată și vă spun și motivul. Va dezvolta niște obiceiuri alimentare nesănătoase de la o vârstă fragedă și stomacul acela încă nu este pregătit și nu are dezvoltate și suficient de mult nici partea de peristaltică, nici celulele alea nu ne secretă suficient de mult acid clorhidric sau suc gastric cât să poată digera masa respectivă. Acidul clorhidric este bun la digestie. Este bun nu la trebuie digestie. Să-l blamăm că avem noi aciditatea. Nu trebuie să-l blamăm, dar dacă el nu este în cantitate suficientă, el nu va putea să-mi digere ceea ce am dat copilașului să mănânce. Și atunci nu voi face decât să-i provoc o durere de stomac, pentru că e practic ca și un corp străin care stagnează în stomac și care nu se mai duce odată. Că rolul stomacului este să ne mărunțească mâncarea. Dacă ea stagnează mai mult decât este cazul, atunci de asta anumite alimente se introduc treptat în alimentația copilului și există acea diversificare care uneori este, să zicem, luată în râs de către toată lumea, începând cu să nu-i dai miere, să nu-i dai, pentru că toate au așa o explicație cât de cât logică și științifică. Mierea în abundență, sigur, fermentează și poate da alergii serioase dacă copilul nu e pregătit. Una la mână și doi mai ne conține și anumiți bacili și până la 2 ani stomacul nu este pregătit cu această cantitate de suc gastric să omoare acel...
Dar, slavă Domnului, părinții sunt din ce în ce mai pregătiți și știu că nu trebuie să dea miere copiilor lor până la 2 ani. 2 anișori, și da. Medicii de familie, în general, îi avizează, sau nu? Aici sau e nu, o mare că am preluat copilași la cabinet, începând că nu erau vaccinați, bă, la vârsta de un an și un pic, un an și 2-3 luni, mâncau pizza. Deci mâncau pizza. Deci m-a surprins că în principiu nu e rea dacă ți-o faci, știi tu exact ce pui pe ea, dar pizza mai conține și un salam, care nu are tocmai aceeași greutate calorică, că până la urmă la asta nu deranjează că mănânci un crembru și un salam, aia, dar ca și încărcătură nutrițională, totuși să fie cât de cât mai aproape de nevoile copilului sau de nevoile adultului. Dar, doamna doctor, sunt și copii părinții responsabili și înlocuiesc mesele, eu știu, desertul copiilor, prăjituri, torturi, cea, dar le dau fructe uscate. E bine lucrul acesta? Depinde cum sunt uscate fructe, zic. Au o concentrație mare de zahăr. De zahăr, și, exact. Și nu știu cât e de bine. Întreb doctorul, poate dacă e bine. Dacă sunt rafinate și le cumpărăm prefăcute de la magazin, ele sunt obligatorii imbibate și sunt dulci, foarte dulci. Dacă tu îți usuci în casă niște prune sau orice altă fructă pe care dorești să-ți o faci confiată, atunci fructele deshidratate sunt bune și ne ajută foarte bine la partea digestivă și la scaun. Și la scaun, în general. Da, mai ales iarna au și un aport de hrănire. De hrănire, pentru consistent. Că ne conțin niște proteine vegetale, totuși, destul de ok, combinate cu nuci, de exemplu, merge, sau cu, până la urmă, chiar și cu o alună. Dacă nu este, că am văzut acum au apărut parte de alune nesărate. Deci și pentru hipertensivi există această variantă. Deci poți să mănânci liniștit, alunele sunt foarte bune. Acum exact. Depinde în ce cantitate mănânci și să nu-ți încarci bila, exact. Cum spuneați exact. Dumneavoastră. Deci tot la echilibru și tot la cantitate. Am înțeles cum trebuie să ne alimentăm copiii, să fim extrem de prudenți în alimentația copiilor. Există iar un obicei de a înlocui mereu, fie carnea de miel de paș, fie acum de Crăciun, de sărbătorile de iarnă, carnea de porc cu curcan. E un lucru bun? Există acest obicei. Se fac sarmale din curcan, se face friptură, se face ciorbă. În principiu, cum calificați acest lucru medicul? În principiu depinde de cărnița asta de curcan, cam cum era curcanul. Dacă e un curcanel mai tinerel, atunci este încărcat de foarte mult acid uric. Acidul ăsta uric, în principiu, dacă noi mâncăm numai o anumită carne de un pui, de un tânăr, carne de un animal tânăr, ni se va depune pe la încheieturi și ulterior ne va afecta. Depinde deci și pacienții cu bagajul. Care au proteinurie, nu, ar trebui să nu mănânce un curcan tânăr. Dacă este edificat, sau care au probleme renale, care au insuficiență renală. Nu neapărat că nu e bine să mănânce, e bine să... Cei care au parte cu insuficiență renală, e bine să mănânce o bucățică de carne, cât o cutie de chibrituri și punct, indiferent ce carne ar mânca el. Cei care au așa ceva, e bine să salvăm un pic cantitatea de amoniac și rinichiul de la astfel de traumatisme și de proteine să filtreze așa ceva. El deja are o leziune, noi practic îl mai ajutăm cu încă ceva. Deci nu, așa trebuie să mănânce decât foarte, foarte puțin dică carne. Am zis cât o cutiuță de chibrituri. Dar curcanul nu deranjează, pentru că practic el nu este foarte gras, dar dacă este mai tinerel, atunci într-adevăr ne deranjează, pentru că fiind și foarte gustoasă, se poate crea un obicei alimentar din administrarea cărnii de curcan. Deci e bine atunci să fim ponderați. Să fim, bai, că putem să amestecăm. Avem și un pic de curcan, putem să avem și un pic de porc pe masă, putem să avem, dacă e cazul pentru partea de Paște, cum spuneați noastră, și un pic de miel. Da? Dar toate pregătite cum ar trebui așa, adică să nu fie prăjite, să fie la cuptor sau să fie la un grătar, să fie asezonate cu niște legume, ca să avem și partea de fibre, să putem să ajutăm un pic organismul la digestie, să fie asezonate cu... Putem înlocui cartofii cu legume, nu? Da, cartoful este un element foarte sănătos, el nu ne deranjează. Pe cartofii este... prăjiți? Da, dar ei numai pentru că sunt prăjiți, pentru că stau foarte mult și uleiul acela încins, că de fapt aici pleacă toată problema, uleiul acela încins, desfăcându-se în diversi acizi,
de saturații, practic. Încercăm să renunțăm la cartofii prăjiți și să folosim cartofii la cuptor sau natur, sau poate un piure mai slab, nu cu mult timp. Dar și cei prăjiți, dacă sunt direct ușor decât trecuți prin baie, îi fierb și apoi îi treci ușor printr-o baie de, cum îi spune, ulei, că practic până atunci nu trebuie să-l aduci la temperaturi în care el să se descompună, nu? Practic, că să-i dai o tentaurie, să dai senzația de... Sau cartofii copți, care sunt foarte gustoși. Sau cartofii copți, că practic trebuie să satisfaci. O delicatesă. Exact, dar trebuie să satisfaci și anumite senzații și gusturi și partea psihică a omului. Că apoi, v-am spus, se transformă într-un om nefericit și nu e bine. Că dacă omul e nefericit, iar ne pică partea psihică. Da? Eu știu, dar tot la nefericire ajungem, pentru nefericire că vreau să vă întreb, doamna doctor, când chemăm salvarea? Când o persoană care a făcut excese sau poate are o boală și a mâncat ce nu trebuia, nu în cantități mari neapărat, mai există și astfel de persoane, când punem mâna și sunăm salvarea? Pentru că suntem în perioada sărbătorilor, nu prea avem alternative. Da, merge la medicul de familie, da. Sau noi găsim, pur și simplu, poate că oamenii sunt plecați din localitate și n-au telefoanele deschise. Deci când chemăm salvarea? Ca să nu chemăm degeaba. Să nu chemăm degeaba. Când cei din jur sunt depășiți, practic, de gravitatea... acum nu putem să facem de gravitatea fenomenului la persoana respectivă care are afecțiune. Bun, noi nu putem să facem o regulă. Vomiți de 3 ori, chem salvarea. Ai nu știu câte scaune, chem salvarea. Nu. O stare generală alterată. Și când mă refer la o stare generală alterată, disconfort major al pacientului, dureri abdominale. Nu niște simple gaze. Evident, nu niște simple cazi. Care dau niște dureri abdominale. Da, dar noi trebuie să ne aprovizionăm dinainte și să știm să avem niște cărbune în casă, să avem niște enzime care să ne ajute la bucata asta de digestie, să știm că pentru bolile pe care noi le avem, avem tratamentul respectiv. Noi să zicem că am luat toate aceste lucruri și n-au funcționat. O stare generală alterată, adică niște dureri atroce și când zic insuportabile. Durerea, exact, da, niște dureri insuportabile burtă. De burtă, care fac pacientul să se înconvoie. Niște vărsături repetate, care să zicem că nu îmi cedează nici măcar la parte de abstinență alimentară, inclusiv apărute la îngurgitarea unor cantități mici de apă. Sau scaune abundente, 7, 8, 10, care nu se limitează dacă, de exemplu, mănânc în ziua respectivă un orez cu un... Adică nu chemăm după primele 5 minute de durere, după primele 5 minute de durere, ca să ne înțelegem. Dacă există niște vărsături cu sânge, scaune cu sânge. Atunci, dacă, sigur, astea sunt urgențe majore. Deci orice sângerare internă este un semn în care puneți mâna și sunați la 112, orice hemoragie internă. Deci, în general, când cei din jur sunt depășiți și știu ei foarte bine când sunt depășiți, să autosesizează singur. După ce au terminat cu sfaturile de dat și cu pacientul de așezat în pat și cât de cât oblojit, dar repet, poate accesibilitatea către partea asta de servicii medicale. Repet, când zic serviciu medical, mă refer tot ce înseamnă parte de asistent medical, asistent de farmacie, farmacie, medic, da? Cu un telefon, cu un mers până la cel mai apropiat punct farmaceutic care este deschis, un sfat. Sunt, sigur, farmacii non-stop, exact, tot timpul sunt afișate, nu strică, asta sunt nu publicate. Înseamnă că înlocuiește consultația, analiza, că până la urmă și medicul ăla e limitat. O consultație pe blanc cu 2 mâini și cu 5 cunoștințe pe care le avem toți din facultate, e ok, ajută, orientează pacientul, dacă să-mi certifice diagnosticul respectiv. Sigur, trebuie îndreptat către un unitate care are și care, în care pot să fac anumite analize. Dacă este cazul de așa ceva, repet, tocmai de asta e bine să luăm legătura cu un cadru medical ca să nici să supra-diagnostic. Da, un medic de pe salvare va vedea acest lucru și să dăm corect urgența la 112. Să nu spunem, aoleu, vino, că oamenii sunt încărcați. E foarte important să spunem când apelăm o salvare exact ce simptome avem și circumstanțe. Exact. Pentru că așa va veni salvarea sau nu va veni. Exact. Sau exact. Cât de repede va ajunge la noi, este important să dăm informații corecte și să nu intrăm în panică. Exact. Și să se poată cel de la capătul respectiv, celălalt al firului, să judece și să trieze. Practic, ca un serviciu de triaj, numai că e telefonic. Un pacient diabetic poate ajunge la comă diabetică
în această zilă? Mai greu de ajuns la partea asta de comă diabetică. În general, diabeticii tolerează niște hiperglicemii de-astea așa crescute, 250-300, mai ales că eu rar am văzut un diabetic care să chiar să țină. Ia medicația, mai suflă zahărul după prăjitură în perioada asta, deci mai rău, deci îi tolerează. Mai nasol este cu hipoglicemia, dacă își greșește doza de insulină, atunci e mai... Adică atunci scade glicemia, scade foarte și mult glicemia corpul și este mai expus. Este mai greu de echilibrat, ca să spun așa, un pacient diabetic care pică în partea asta altă de hipoglicemie. Că nu mai are zahăr. Da. Deci atunci dozările de cele, mă refer la cei care sunt diabetici, nu cei care au antidiabetice orale, că știi că dimineața și seara e o pastilă sau iei de 3 ori pe zi și o dată seara, depinde cum e medicația. Dacă nu, o ții numai cu regim, dar cei care au insulină, nu e obligatoriu ca în momentul în care tu mănânci mai mult pentru că n-ai ținut regimul respectiv să-ți și mărești cantitatea de insulină pentru că ai mâncat în ziua respectivă mai mult, da? Pentru că poți face mai mult rău, da? Prin mărirea cantității. Dar ce-am văzut eu, diabeticii sunt destul de atenți, mai ales că acum pot să-și facă, exact, să-și ia singur. La primul simptom ei își controlează glicemia. Da. Și atunci știu sau nu știu. Știu sau nu știu să-și ajusteze cantitatea respectivă. Bine, să rămânem pe aceleași doze, mai ales în perioada asta cât suntem de sărbători și când serviciile de ambulanță, UPU sau orice alt serviciu medical este nu greu, mai greu. Dar e mai greu accesibil. Supra-solicitată din aceste motive. Vă mulțumesc mult pentru prezența în platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea. Vă urez o seară excelentă. Toate cele bune!